Cele mai recente imagini cu stadionul Eugen Popescu din Târgoviște, ce urmează a fi finalizat în 2022 pentru a găzdui meciuri din Liga 1 în sezonul 2022-2023, sunt din mai 2021, pe care le am eu. Stadionul are o investiție inițială, bani alocați 22 de milioane de euro și se preconizează ca din aceștia să fie cheltuiți pentru a finaliza investiția, o performanță care nu este tocmai românească, doar 18 milioane de euro. În continuare vă voi arăta imagini din 2017 când a fost pus lacătul la poarta stadionului pentru a se demara noile lucrări de amenajare pe vechile stabilimente. Iată că stadionul nu va purta numele Gică Popescu sau Gheorghe Popescu, ci Eugen Popescu în Târgoviște. Este chiar în apropierea locației unde a fost judecat și împușcat soții Ceaușescu. Acum în prezent o dărăpânătură. Încă de atunci, din 2017-2018, ambițiile autorităților locale erau de a face un patinoar și un mall în acele zone, și precum și centura ocolitoare a municipiului Târgoviște. Veți vedea și macheta stadionului, cum trebuie să arate. El va găzdui meciurile de fotbal de acasă ale echipei din Liga 1 Chindia Târgoviște.